care au dus la incidentul produs la sala polivalent în data de 12.03.2016, în timpul meciului de basket dintre UBT Cluj-Napoca și CSM Oradea. La întâlnirea de luni au participat reprezentanții primăriei, respectiv eu ca viceprimar, colegii mei din direcția tehnică, cei care s-au ocupat de implementarea acestui proiect, administratorul sălii polivalente împreună cu echipa dânsului de aici, constructorul sălii polivalente, practic cei doi, Cona și Intersport, proiectantul acestui ansamblu și doi inspectori de la Inspectoratul de Stat în Construcții Cluj, care, după ce am înțeles, au autosesizat și, desigur, au participat alături de noi la această întâlnire. În prima fază, așa cum este normal la orice întâlnire de natură tehnică, s-au solicitat, s-au verificat primele documente edificatoare privind construcția, funcționarea acestei construcții și, desigur, sau în special la tribunei retractabile, cea care de această dată a fost în cauză. S-a întocmit lista cu documentele existente, s-a stabilit un termen până astăzi la ora 10, când să fie prezentate și celelalte documente solicitate, în special de către cei de la Inspectoratul de Stat în Construcții. Am ascultat în prima fază părerile, având în vedere incidentul produs, ale constructorilor, ale administratorilor sălii și, desigur, a celor de la Inspectoratul de Stat și cei care manevrează tribuna retractabilă, fiind în acest moment cei care se ocupă de administrarea sălii. După ce am terminat partea teoretică, să spun așa, am ieșit, după cum bine se știe, în sală, am început inspecția propriu-zisă acestei tribune retractabile. Am început prin a manevra succesiv această tribună pentru a verifica modul de funcționare a acesteia și a depista, desigur, dacă e posibil în primă fază cauza care a dus la crearea acelui gol între tribuna retractabilă și cea fixă. Am observat prin aceste manevrări succesive faptul că în acest moment tribuna nu funcționează corespunzător automatizat. Este nevoie și de un ajutor manual, respectiv un ajutor care se făcea prin împingerea și tragerea acestei tribune și către 15-20 de persoane, personal asigurat de către cei de la sala polivalentă. Este un prim aspect care noi considerăm că nu este în regulă, tehnic, în acest moment. Tribuna trebuie să funcționeze complet automatizat, dar până în acest moment nu putem spune că aceasta este cauza acelui gol din partea superioară. Observând faptul că această tribună nu funcționează automat, desigur, fiind mai de față toți experții tehnici de la constructor și de la primărie, am intrat sub tribună efectiv și am început să căutăm așa cum trebuie să căutăm care sunt cauzele care duc la funcționarea necorespunzătoare a părții automatizate a tribunei. Desigur, extinzând un pic verificările sub tribună, am mai descoperit câteva aspecte pe care vi le putem prezenta astăzi aici. Sunt aspecte, din punctul nostru de vedere, relevante în ceea ce privește funcționarea corespunzătoare a acestei tribune, dar aspecte care nu pun în pericol funcționarea și siguranța celor care ocupă această tribună în timpul evenimentelor. Am observat, desigur, în primul ne-a interesat partea de asigurare a tribunei, care este compusă din 4 arcuri de oțel și un fir care manevrează un limitator de cursă. Acest fir, în momentul în care cursa maximă a tribunei este efectuată, trebuie să decupleze, practic, înaintarea tribunei la poziția completă de deschis. Acest fir, în momentul în care noi am făcut verificările după mai multe manevre de poziționare în poziția corectă, s-a constatat că nu era chiar corespunzător fixat. L-am fixat noi într-o poziție, trebuie să menționez faptul că în paralel cu verificările noastre, așa cum bine știți, există și o anchetă a Poliției Române, care verifică de asemenea și aspecte tehnice și de, probabil și de vinovăție ce a dus la acest eveniment. Avem câteva restricții de a interveni pe tribuna retractabilă, care sunt transmise la nivelul administrației sălii polivalente, lucru care ne-a împiedicat să facem mai multe manevre, desigur, pentru a distruge probele care s-ar putea să fie concludente la ancheta dânșilor. Am pus în mod provizor un alt element, un alt fir, pentru cei care știu parte de mecanică și electrică, un limitator de cursă, este un element care, la momentul în care se atinge
cursa maximă, practic, decupează curentul. Decupând curentul, tribuna retractabilă nu mai poate înaintea. Tribuna este purtată de 4 motoare electrice, care în momentul în care, sigur, se decupează prin acel limitator curentul, oprește înaintarea tribunei. Dacă greșesc cu ceva, tehnic, colegii mei, vă rog să mă completați. Pe lângă acest fir limitator, care am constatat că, practic, nu era fixat pentru o cursă optimă, am mai și partea că nu funcționa automatizat, am mai observat în timpul manevrelor repetate faptul că primul rând de scaune, cel de jos, al tribunei retractabile, este cel care ar trebui, oricând se deschide, oricând se închide tribuna, să funcționeze primul. Practic se deschide primul cu un sertar cu mai multe și trage după el restul sertarelor, restul rândurilor de scaune, și când se închide de asemenea, trebuie să închidă primul și reacționând și restul rândurilor de scaune. Am observat că acest rând nu funcționează corespunzător, decât cam până pe la jumătatea cursei, după aceea se produce un blocaj, o frecare excesivă, am spus noi, din cauza după verificare am observat că sunt câteva elemente care sunt practic supuse unei frecări excesive și o degradare, putea spune noi, aproximativă a căilor de rulare. Acest aspect noi l-am considerat de asemenea posibil ca și cauză, pe lângă celelalte, cumulat cu celelalte care le-am transmis, a faptului că tribuna nu funcționează corespunzător automatizat. Ne funcționând corespunzător automatizat, necesita acea manevră manuală cu acei 15-20 de oameni care trebuiau să ajute la deschiderea sau închiderea completă a tribunei. Până acum v-am prezentat elementele tehnice care le-am observat că nu funcționează corespunzător. Toate aceste lucruri care le-am observat au fost fotografiate, inventariate, au fost prezentate constructorilor care de fapt au fost prezenți cu noi și le-au notat, urmând ca, sigur, toată sala și nu numai această tribună, fiindcă în garanție, să se ocupe de remedierea acestor cauze, astfel încât tribuna să poată funcționa corespunzător automatizat. S-a mai avansat o idee referitor la faptul că șapa pe care funcționează tribuna nu este corespunzătoare, nu are o granitate optimă. Acest lucru îl vom verifica, dacă este așa, după ce vom elimina toate defectele tehnice care le-am observat și în momentul în care tribuna va funcționa în integralitate corespunzător, vom verifica din nou și partea cu șapa, care, dacă este cazul, se va reface. Repet, este în garanție tot ceea ce se observă, se poate interveni și remedia. Este important de spus, zic eu, faptul că unul dintre constructori a luat legătura cu proiectantul și constructorul acestei tribune retractabile. Este vorba de o firmă din Polonia, care a răspuns pozitiv solicitării constructorului și cursul acestei, spune că nu ne-am înțeles, vor veni aici la Cluj, vor efectua o revizie și o menetanță completă a acestei tribune. Probabil că și vor trece și la remedieri de ordin tehnic, dacă se edifică ceea ce am observat noi, sau desigur dacă dăm și vor observa lucruri suplimentare care trebuie remediate, preparate la această tribună. Înainte de a trece la concluzii și la recomandările care le-au dat Comisia, aș vrea să specific încă o dată faptul că toate aceste constatări sunt legate de funcționarea corespunzătoare a întregii tribune retractabile. Sunt mai multe elemente care ar fi putut duce la crearea acelui gol în partea superioară. Desigur, acel gol nu trebuia și nu trebuie să existe niciodată în partea superioară, din proiectarea inițială a acestei tribune. Era clar sarcina, o să vedem ce stabilesc organele care anchetează acest lucru, a cui, dacă acest gol s-a observat că există, trebuia pus în siguranță, trebuia izolat, trebuia protejat, astfel încât astfel de evenimente să nu se întâmple. Sarcina noastră este aceea, împreună cu constructorul care va veni, să ne asigurăm că totul va funcționa perfect și astfel de lucruri nu se vor mai întâmpla. Practic, funcționând corespunzător, acel gol nu trebuie să se creeze, pentru că este anormal din proiectare să poți proiecta așa ceva.